Aveți alte așteptări? Nu, trebuie să recunoaște că la ora actuală, între cele două echipe, e o diferență mare, care o arată și clasamentul. Ghinion și cu accidentările, cu roșu? Cu ghinion, neghinion, știi cum e. De obicei, șansa e de partea celor puternici. Trecem printr-o perioadă foarte grea. E greu când nu reușești să obții niciun rezultat favorabil și o ții din înfrângere în înfrângere. După cum a dus la 1-0, au avut două șanse, puteau să egaleze și altfel ar fi fost meci. Da. Într-adevăr, și accidentările, poate și lotul, trebuie să recunoaște că e un lot subțire pentru ceea ce vrea Dinamo. Realist vorbind, mai sunt cale de scăpare, mai sunt căi de scăpare pentru Dinamo? Adică, măcar barajul? Vreo șansă? Șanse sunt. Da, sunt jumătățesc punctele, mai au timp să pregătesc. Nu știu, șanse sunt. Noi sperăm și credem până la sfârșit că vor reuși să se salveze. Măcar așa de atmosferă acolo, cu suporterii înapoi în tribună, așa că ți-au fost din cauza pandemiei? Da, acum știu... și spectatorii, azi au fost de, alături de echipă, i-a încurajat, dar și spectatorii ușor, ușor, știi cum e, când nu ai rezultate, nu vin la infinit să te susțină. Și au pierdut și răbdarea, contestă pe președintele Mureșan. Da, acum nu știu cât să vină are și domnul Mureșan. Da, e o chestie mai delicată aici și eu cred că de vină suntem toți cei care am fost și suntem la Dinamo. Mi se pare o schimbare în joc de când a venit Flavio Stoican. Altă întrebare mă abțin. Rednic ar fi putut face mai mult? Da, nu știu, nici Rednic nu cred că... Nu, nu cred că nici Rednic nu era un lucru pozitiv pentru această echipă. Eu spun că această echipă momentan are nevoie de un foarte bun pedagog să vorbească cu jucătorii, fiindcă dacă îi luăm așa unul câte unul, nu au un lot rău. Dar... spun iarăși, când vii după 10 înfrângeri mereu, e greu să ai un rezultat pozitiv.